Familia prezidențială a oferit din nou imaginile zilei. De această dată, vedeta incontestabilă a fost Carmen Iohannis, care a lăsat postura serioasă de profesoară deoparte și a încins un dans în stil african. Totul în cadrul unei vizite la o școală de fete din Kenya. A fost dansul de adio, pentru că Iohannis și Carmen au plecat spre următoarea destinație, Tanzania. Președintele Klaus Iohannis, aflat împreună cu soția sa în cea de-a treia zi a turneului de 10 zile în Africa, a vizitat un liceu de fete din Nairobi, iar lucrurile au luat o întorsătură ciudată. Carmen Iohannis s-a aruncat într-un dans tradițional. A fost chemat la dans și președintele, dar a ignorat invitația. După ce a terminat de dansat Carmen Iohannis, cei doi soți s-au întors la meseriile lor de bază. Au făcut pe profesorii în fața elevilor și nu s-au dus cu mâna goală, ci cu niște rucsacuri. A fost ultima zi a familiei prezidențiale în Kenya. Vacanța continuă în Tanzania, acolo unde Iohannis și soția sa, Carmen, au drept țintă vizitarea atracțiilor turistice. Urmează Senegal și Capul Verde, o altă destinație preponderent turistică.